Bună, Cosmin! Bună! Cum ești? Foarte bine! Cât de bine? Ca după filmări. Ok, vorbim despre filmări. Vorbim despre filmări. Cum ai ajuns să fii implicat în aceste filmări? Cred că nici nu mai contează cum am ajuns să fiu implicat în aceste filmări. Faptul că sunt aici deja contează foarte mult. Și că am reușit să ducem la bun sfârșit proiectul ăsta. Cred că asta contează mai mult. Și sper eu că o să iasă o treabă foarte bună. Până acum, așa a apărut. Ok. Tu îl joci pe Călin. Pe Călin, exact. Ce poți să ne spui despre el în câteva cuvinte? Păi, din câte îl cunosc eu, pentru că ne-am cunoscut între timp, da, nu foarte mult, n-am avut foarte mult timp să-l cunosc, nu ne-am întâlnit de des, dar din toate peripețiile noastre împreună, mi-am dat seama că e un om bogat, okay. Ceea ce am apreciat, că e totuși o onoare să fie un om bogat într-un film, dar e și parșiv așa, adică are niște dedesubturi pe care nu pot să le spun acum, vreau ca oamenii să le descopere atunci când vor vedea filmul. Zic că e mai bine așa. Din această întrevedere, să spunem așa, Călin, care a fost cea mai dificilă parte pentru tine? Să intru în pielea personajului, cred că pentru fiecare actor e dificilă, mai ales pentru cei începători, să zicem așa, pentru că e și un personaj de debut, da? Și atunci e oarecum o chestie ciudată să te transpui din Cosmin, să zic așa, în Călin. Și trebuie să-l lași pe Cosmin deoparte și să-l iei pe Călin de mână și să zici, hai că acum avem treabă. Cred că asta e partea cea mai complicată pe care o poți întâmpina la o filmare sau la un film. Să intri în pielea personajului din film. Și uneori îți iese, alteori din cauza unei poate proaste dispoziții nu îți iese sau nu știu, nu îți iese ceva bine ziua aia. În fine, da, e ok. Deci asta cred că mi-e partea cea mai grea pe care o poți întâmpina. Filmul se numește 1945 Fuga. Așa e. Ce poți să spui publicului despre el? Păi e o poveste interesantă în care cuprinde intrigă, acțiune, răzbunări, să zic așa. Dar nici aici nu vreau să dau prea multe detalii, că după aia ar fi așa un spoiler, să zicem, ratat, știi? Și atunci cred că e mai bine să vezi filmul și să tragi după aia concluziile exact ce se întâmplă în el. Dar e un film istoric, practic, care relatează niște povești de viață ale unor personaje care se reîntâlnesc, se împacă, se răzbună, chestii de genul ăsta. Unii au gânduri ascunse, alții le dau pe șleau, în fine, chestii de genul. Și vorbim despre publicul care va viziona filmul. Ce le poți promite? Păi, cred că mai bine lăsăm regizorul să promită, zic eu. Noi încercăm să ne facem treaba așa cum ne cere el. Și, știi, e ușor să scap de vină și să dai vina pe regizor, știi? Cred că așa se potrivește cel mai bine de data asta. Deci nu vreau să promit prea mult. Mai ales că e un personaj de debut pentru mine, e un film de debut și atunci nu știu dacă pot să promit din prima prea multe chestii. Dar cred eu că merită. Merită să te uiți la film și merită să vezi ce îți poate oferi. Practic, toate filmele oferă ceva. Așa zic eu, că merită să-l vezi și să vezi povestea din spatele acestei istorii. Cum crezi că va aprecia publicul filmul? Păi, cred că va aprecia filmul pozitiv. Adică, pentru asta l-am făcut noi, probabil. Bine, vor exista și critici, asta e clar. Vor exista și critici care vor ști probabil mai multe chestii, vor vedea anumite detalii care poate nu se potrivesc cu vremea respectivă. Că, na, e foarte greu să lucrezi la fiecare detaliu din film, având în vedere că noi suntem în 2000, aproape 20, să zicem așa, sau să zicem, hai să zicem 2020, și filmul e în 1945. Sau cel puțin povestea se întâmplă atunci. Da, deci aici cred că merită să... Tot așa, să urmărești filmul și să-ți dai după aia cu părerea și să zici, măi, a fost un film bun, mai merită să lucreze oamenii ăștia la aia, la aia, la altă. Și cred că asta contează cel mai mult. Dar eu cred că merită să vezi un film, oricât de bun sau de rău ar fi el. Și aici nu vreau să-l cataloghez eu într-o parte sau alta, ci pur și simplu să-i las pe oameni să aleagă. Mulțumim, Cosmin! Mare drag!